La sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, parohia Timișoara Fratelia și-a sărbătorit hramul. Cu această ocazie, preasfințitul părinte Paisie Lugojeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, a oficiat și slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate recent la Biserica Parohiei. Se binecuvintează și se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel, prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. L-am sfințit cu binecuvântarea înalprea Sfințitului Mitropolit Ioan al Banatului lucrările interioare care au fost executate aici, în vremurile acestea în care nu întotdeauna cuvântul lui Hristos este bine primit. Totuși uitați că oamenii, poporul lui Dumnezeu, este aproape de biserică, de slujitorii bisericii, de ierarhie, de preoți și înțeleg că lucrarea lor în lumea aceasta este câștigarea veșniciei. A fost schimbată întreaga pardosială care nu mai corespundea nevoilor actuale, fiind destul de veche și într-o stare de degradare destul de avansată. Cu ajutorul lui Dumnezeu, prin nevoințele enoriașilor noștri, dar și prin ajutorul autorităților locale, am reușit să schimbăm această pardosială, să introducem o încălzire în pardosială și apoi, iată, au fost placate cu marmură întreaga biserică, precum și cele două medalioane din mozaic care se află în naosul bisericii și pe soleia bisericii. După slujba de binecuvântare, preasfințitul părinte Paisie Lugojeanul a săvârșit Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul bizantin Sfântul Ierarh Nicolae al Facultății de Teologie Ortodoxă din Timișoara.